Lucrările la proiectul de reabilitare și extinderea așezământ spitalicesc Precistau, demarat în ianuarie 2023, valoarea totală a investiției, finanțată prin Compania Națională de Investiții, cu parte de contribuție Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, fiind de 36 de milioane de euro. În curtea spitalului au fost apoi demarate lucrări în sol, în zona de protecție a Bisericii Precista Mare. Monument istoric ce datează de la 1569. Ulterior s-au pus în practică descărcări de sarcină arheologice efectuate în curtea imobilului, unde au fost descoperite vestigii importante, dar și obiecte precum monede, bijuterii sau piese vestimentare. Din luna iunie și până în prezent au fost descoperite alte morminte, obiecte valoroase și încăperi care denotă importanța acestor vestigii. Chiar și așa, rămâne la aprecierea beneficiarului, adică a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, dacă alege să pună în valoare aceste descoperiri prin lucrări care să le evidențieze și să le includă în arhitectura noului spital sau dacă va opta pentru a fi sigilate fără să fie cunoscute publicului larg. Peste ele, bineînțeles, ar urma să fie construite imobilele prevăzute în proiectul inițial, cel al așezământului spitalicesc. În ce stadiu ați ajuns sau ce ne puteți spune nou? Da, așa cum bănuiam, era normal ca într-o zonă intens populată din centrul vechi al romanului, din centrul istoric vechi al romanului medieval și modern, era normal să găsim vestigii arheologice. Așadar, pe lângă cimitirul medieval, care de la cele 400 și ceva de morminte a ajuns acum la 750 de morminte, devenind practic cimitirul orașului roman, pe lângă cel al episcopiei, aici fiind înmormântați în general oamenii simpli, târgoveții și cei cu mai puțină stare materială. Vă pot spune că au apărut și cele două corpuri de clădiri care au început să prindă contur mult mai bine decât prima dată când am discutat despre ele, în sensul că ne-am putut da seama că la primul corp de clădiri să vedem odăi, deci forma odăilor, bănuim că sunt și chilii, dar și pivnițe, pivnițe de piatră, iar un al doilea corp, dacă primul este contemporan cu prima fază de construcție a bisericii, de la 1569 spre final de secol XVI, cel de-al doilea corp este undeva la început de secol XVIII, atunci când a fost făcut și turnul Clopotniță și s-a abandonat acest prim corp și s-a făcut cel de-al doilea corp de clădiri, care, bineînțeles, de asemenea include odăi, pivnițe și toate cele care trebuiau dependințe ale bisericii. Scopul nostru pentru acest an a fost, în primul și în primul rând, să cercetăm arheologic preventiv cât mai mult din suprafața afectată de proiect, pentru a elibera de sarcină și pentru a permite astfel constructorului să înainteze cât mai repede cu lucrările, motiv pentru care ne-am axat foarte mult atât pe partea din fața spitalului, dar și pe această parte din spate, unde, fiind incinta bisericii Precista Mare, ne-am dorit să eliberăm și să descoperim zidul de incintă. Era foarte important, pentru că prin găsirea acestui zid de incintă al bisericii ne dădeam seama de întinderea cimitirului și totodată reușeam să scoatem, să dezvelim și să cercetăm toate mormintele. Motiv pentru care suntem chiar pe ultima 100 de metri să reușim acest lucru și să, prin, să zicem așa, strângerea tuturor mormintelor, să putem oferi acest loc spre construire mai departe. Ce urmează să faceți cu aceste obiecte? Da, cu ajutorul laboratorului muzeului nostru vom reuși să restaurăm majoritatea acestor obiecte, care înseamnă peste 400 de monede medievale și moderne, inele, cercei, ace de păr, ace de val, brățări, pandantive, o cruce religioasă interesantă de tip engolpion, Și multe alte obiecte, catarame, care însoțeau defuncții. Am descoperit de asemenea și complexe
de locuire. Asta ne-a surprins, faptul că sub cimitir am găsit locuințe, am găsit gropi menajere. Acest aspect ne indică faptul că până la apariția cimitirului, la final de secolul XVI, zona era locuită, deci era intens locuită, motiv pentru care chiar am avut situații în care gropile mormintelor pur și simplu spărgeau locuințele sau gropile, întrucât sunt ulterioare acestor construcții. Exact, exact. Ceva vechi peste ceva și mai vechi. Exact, da? Exact. Da. Și surprinderea noastră continuă prin faptul că după zidul de incintă, când noi am crezut că se încheie totul, am găsit camere adosate, da, sau chiar gropi și locuințe mai vechi. Asta înseamnă că locuirea continuă și între zidul de incintă și spitalul, clădirea spitalului vechi, ceea ce urmează, bănuim, la anul să cercetăm mai intens. Noi milităm să păstrăm aceste vestigii așa cum cere și legea, dar în primul rând dorim pentru publicul larg, pentru publicul romașcan. Mi se pare extrem de important să aibă un colț, așa cum îmi place mie să spun, un colț din orașul vechi. Adică aici poți nu doar să-ți închipui, ci poți să vezi. Asta este cel mai important, nu mai trebuie să-ți închipui, poți doar să vezi așa cum arăta o pivniță, așa cum arăta o cameră, o casă acum 400-500 de ani în urmă. Și ar fi extrem de important să ajungem să păstrăm și totodată să expunem aceste vestigii, nu doar să le conservăm și să le acoperim, ci să le expunem publicului printr-o metodă care să avantajeze atât beneficiarul cât și publicul larg, adică atât să continue lucrarea, dar să păstrăm la suprafață și din aceste vestigii care să informeze pe toți cei care sunt interesați din oraș. Varianta ca aceste vestigii să fie păstrate este inedită, dar și costisitoare. Acestea ar putea fi evidențiate printr-un proiect ambițios, care ar presupune montarea unor bucăți din sticlă specială deasupra lor, în acest mod putând fi văzute de către vizitatori. Am contactat reprezentanții Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru a primi mai multe detalii despre soarta acestor vestigii, însă fără succes. Totodată, interesant de aflat era și dacă finanțarea proiectului prin Compania Națională de Investiții este în acest moment blocată. Cum banii nu vin, este clar că proiectul spitalului va stagna, iar odată cu el și decizia de a valorifica situl medieval sau nu. Doar că, până la luarea unei decizii, vestigiile riscă să fie puternic afectate de intemperii.